un drum fără de întoarce, să fie drumul pe care să-l parcurgem cu multă bucurie, în ciuda multor greutăți pe care o să le întâmpinăm pe drum. Însă avem toată certitudinea, căci Domnul Iisus Hristos își va ține promisiunea, și anume că prin Cel pe care îl sărbătorim astăzi, prin Duhul Sfânt, El va fi cu noi în fiecare moment din zi, încurajându-ne, îmbărbătându-ne și ajutându-ne să parcurgem drumul acesta după voia lui Dumnezeu. Alături de noi, în această zi, se va închina și ne va sluji și fratele Popovici, Domnul să îl binecuvinteze. Dânsul, printre alte slujbe, este și secretarul Comunității Creștine Baptiste de Oradea și Satu Mare și îl salutăm cu toată dragostea în mijlocul nostru și ne rugăm în același timp ca Dumnezeu să-i dea mult har și multă putere ca să poată predica Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu pe înțelesul nostru al tuturora și să ne fie de folos fiecăruia dintre noi. Amin. Amin. Vom asculta fanfara în continuare cântând despre slava Domnului. Este pentru voi,
pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare numele va chema Domnul Dumnezeu nostru. Cu alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Amin. Și alături de cele 3.000 de suflete, avem și noi bucuria să vă prezentăm astăzi și să intrăm cu ei aici, în apa botezului, cu aceste 8 suflete care au răspuns chemării binecuvântate a Domnului nostru Iisus Hristos. Avem aici pe cea mai tânără, așa cum v-am prezentat odinioară, dintre candidații la botez, și anume Sora Adina, care înainte de a-și depune mărturia ei aici în apa botezului și în fața dumneavoastră, vrea să îl laude pe Dumnezeu cu această zi minunată a botezului. O ascultăm! Thank you.
adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Am bucuria de a vă prezenta și de a mă prezenta înaintea Domnului cu acest tânăr, trebuie să mă uit în sus către el, cu acest tânăr, cu Cristi, care a înțeles și a răspuns și el chemării lui Dumnezeu. Frate Cristi, astăzi și acum te mărturisesc în fața martorilor văzuți și nevăzuți, dacă tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Baza credinței tale și la împuternicirea pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos, eu te botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De a sta înaintea dumneavoastră cu un alt tânăr, frate de două ori acum cu cel care l-am botezat odinioară, pentru că vin din aceeași familie, au răspuns deodată chemării lui Dumnezeu și cineva spunea, frate, de ce nu-i bagi deodată în apă? Dacă nu s-au născut deodată, zic în lumea asta, decât spiritual, atunci îi bag treptat. Domnul Iisus Hristos spunea, dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Frate Marius, te întreb și te mărturisesc și pe tine astăzi, în fața acestor oameni prezenți aici și în fața norului de martori care ne asistă din ceruri, dacă tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Baza credinței tale și la împuternicirea pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Eu te botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Care spunându-ne, pocăiți-vă, l-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Doră Monica, te întreb și te mărturisesc și pe tine astăzi în fața acestor martori văzuți și nevăzuți. Dacă tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal, da, cred. Baza credinței tale și la împuternicirea pe care mi-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Eu te botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Thank you.
Iisus Hristos, după ce ne-a făcut chemare fiecăruia de a veni la El, ne sfătuiește și ne îndeamnă, spunându-ne fiecăruia dintre noi, umblați ca unii care aveți lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că a adus lumină și în viața acestei tinere, care ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze în continuare. Amin. Înainte de o mărturisi, am vrea să o lăsăm pe ea să ne mai spună câteva cuvinte. Mulțumesc Domnului că eu și toată casa mea și toată familia mea vom sluji Domnului până la sfârșitul vieții noastre. Amin. Amin. Așa să vă ajute Domnul. De aceea, soră Dalina, te întreb și te mărturisesc și pe tine în această zi, dacă tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da. Baza credinței tale și la puterea pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Eu te botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acești tineri de acum, cât despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Este o bucurie să te poți prezenta înaintea Domnului cu soț și cu soție, care s-au hotărât de acum înainte să-L urmeze pe Fiul lui Dumnezeu. Ne bucurăm pentru ei că, așa cum au spus da unui altuia în urmă cu mai bine de 3 ani și 8, astăzi se spune da și Domnului Iisus Hristos, urmându-L aici în apa botezului și apoi nădăjduind să umble o viață atât cât Dumnezeu va hărăzi pe pământul acesta în pacea și în bucuria mântuirii pe care Hristos ne-a pregătit-o. Amin. Mântuitorul nostru spunea, eu sunt ușa și cine vine la Tatăl, vine numai pe această ușă. Soră Nicoleta, astăzi, în fața acestor martori văzuți și nevăzuți, te întreb și te mărturisesc. Dacă tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal, la mărturisirea ta și la puterea pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos, eu te botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
ridicăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ajutorul pe care ni l-a oferit până în acest moment. Doamne, cu bucurie, Tatăl meu, îndrept gândul și inima spre Tine în aceste momente, în numele Domnului Iisus Hristos, Tată, îți mulțumesc pentru ajutorul oferit. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că astăzi am putut auzi mărturia acestor suflete aici, în apa botezului, și îți mulțumesc pentru că cerul întreg se bucură. Thank you.
Yeah.